Auziți și voi, îmi imaginez, la fel de des ca mine, la televizor, internauții. Internauții au zis, internauții au făcut, au reacționat. Replica internauților a fost aceea că... ca și cum pe unul sau pe altul l-a făcut mă să internaut. Cum sunt boschetarii care n-au unde să stea, așa sunt ăștia, internauții. Dorm pe internet. E limpede că nu e nicio identitate aici. Fiecare e internaut, dacă e să fiu și eu tâmpit, când intră pe internet, nu? E o mare mizerie aici, fraților. Ridicarea câtorva voci, de regulă vocile unor idioți, la rang de opinie generală, reprezentativă. Cine a zis prostia asta? Internauții, domne, pe net, da? Am văzut la mai mulți oameni. Nu, frate, e o prostie. Ai văzut-o la mai mulți proști. Nu fii și tu prost. Această tendință de a generaliza dăunează grav sănătății minții. La fel se întâmplă și cu treaba cu bugetarii. Bugetarii fac drec, bugetarii consumă, bugetarii nu muncesc, bugetarii toți, toți o zic. Că sunt la putere sau în opoziție, toți politicienii o zic. Bugetarii, nenică, ce facem cu bugetarii? Doamne, doamne, ce nemernici! De fiecare dată am întrebat aici la emisiune, bă, din totalul angajaților din România, ce procent lucrează la stat? În România, procentul oamenilor care lucrează la stat e mai mare decât media UE? Mă, întrebări simple, de bun simț. Iată, avem răspunsuri pentru perioada 2000-2016. Răspunsuri care pot fi și concludente și neconcludente. Mai exact, în țările nordice, spre 30% din totalul angajaților lucrează la stat. În Germania, doar 10-11%. În România, undeva spre 15%. Media europeană este de 23%. Deci pe cifre sunt mai degrabă puțini oameni care lucrează la stat decât mulți oameni care lucrează la stat, nu? Și aici apar alte întrebări. Pentru noi, la stat înseamnă administrație. Înseamnă bugetarul ăla de la ghișeu care e nesimțit și nu ne servește cum trebuie. Și bugetarul ăla, domne, care stă toată ziua în fața unui calculator și nu face nimic. Lasă, lasă că știm noi, am auzit noi, am văzut noi, ne-a povestit un amic care lucrează acolo și așa e, ce să mai... Oh, da, sunt și dăștia, mulți, dar știm cât sunt exact? De fapt, mă întreb, nu cumva liberalii o bagă cu bugetarii strict pentru capital electoral? Dragi români, noi vom da afară pe trântori și pe cei care vă vorbesc urât la ghișeu. Oare nu asta fac liberalii? Oare nu e mizerabil din partea lor să zică asta neavând în spate niciun studiu, niciun calcul legat de câți oameni să fie dați afară? Dar poate că șefilor sunt proști și nu-i pun la treabă. Poate că nu se respectă regulamentele și instituțiile funcționează prost. Pentru că mi-e greu să cred că în fișa postului unui funcționar spune să fie scârbos. Nu mai servim nimic, gata, bufetul nostru s-a închis. Și atunci întreb, de unde știm noi dacă nu cumva ar trebui angajați mai mulți bugetari din moment ce ne aflăm sub media UE? Atenție, nu zic nici pe departe că asta ar trebui să facem. Eu doar îi întreb pe unii ipocriți care se folosesc de ura socială ca să adune niște voturi. Poate că e nevoie să mărim aparatul bugetar, fraților. Nu știu, nu mă pricep, dar întreb. Din aparatul bugetar fac parte și polițiștii. Vedem că avem un polițist la 3 comune. Hai să avem de 3 ori mai mulți. De ce nu? E rău? Că ok, nenorociți, dezinteresați, nepregătiți, burtoși, înțeleși cu interlopii. Dar asta se întâmplă și pentru că polițiștii sunt foarte puțini, nu foarte mulți. Medici la fel, profesori la fel, avem prea puțini, nu prea mulți. Sincer, m-am săturat de toți ticăloșii care nu fac altceva decât să exploateze ura. A, sunt unii bugetari nesimțiți, hai să-i dăm afară, să tăiem salarii. Boss, ideea e să-i faci să nu mai fie nesimțiți, să muncească, pentru că vor fi tot nesimțiți, poate mai nesimțiți, cu salarii mai mici. Cu ce mă încălzește pe mine? Cu ce mă ajută pe mine, cetățean?
Sunt toate aici. Asigurare obligatorie în patru limbi, actele de omologare, rarme, CTL, RTS. Păi nu e bine. Vă mai trebuie ștampilă pe timbru, reveniți luni. Următorul. Faptul că un angajat la stat nu-și face treaba e din vina superiorului care nu-l sancționează sau care nu-l dă afară. Faptul că un bugetar stă ca boul nu înseamnă că n-ar fi nimic de făcut, nu. De cele mai multe ori e nesimțire. Administrația noastră nu merge brici, iar unii bugetari nu stau pentru că pur și simplu nu mai au ce să facă, totul fiind perfect, nici pe departe. Și atunci cum să pui problema ca neamul prost cu barda în mână? O, să tăiem! Cu metre, te-ai născut cu sabia în mână, mergi și tratează-te. E ca și cum ai zice despre un medic slab: bă, pentru că operezi de rahat, îți dăm salariu mai mic. Nu, mă, vită, pentru că omori oameni, te dau afară și-l aduc pe altul care va fi bun și-l plătesc cu bani buni. Așa trebuie pusă problema și în sectorul public dacă vrem performanță. Dar, micuților impostori, Câțu, Roman, liberalii dosului, toate astea după ce veniți cu cifre. Mamă, nu știu voi, dar eu abia aștept să vină ăștia la putere. Da, ne-am săturat de hoți. Hai, tată, să-i mai luăm pe proștotură. Cam obraznic, băiatul.